Este momentul să faci o schimbare. Bună ziua, fraților! Astăzi suntem la atelier pentru că au venit semnele cu neon de la Popsibility și de la On Air. Așa că stați pe canal să vedeți cum arată. Cam așa arată cutia. Acum o să desfac tot și o să vă spun care este, să zic, finalul, dacă îmi place semnul sau nu. O să vă las câteva linkuri aici în descriere, în partea de sus, să vedeți cât de faine sunt semnele acestea de la neon. Și dacă sunteți interesați, spuneți-mi și o să vă las în link descrierea firmei. Sunt foarte profesioniști, au făcut prima dată desenul, o să vă las aici desenul, partea de sus, apoi mi-au trimis o schiță, mărimile, am decis culoarea și după aia s-au apucat de lucru. În timpul muncii mi-au mai tot trimis să văd cam cum o să arate proiectul și, precum vedeți, au împachetat într-o cutie din asta, nu știu dacă se vede, uite ce profesional au împachetat, deci ăsta poate să-l arunce fan curierul cât vrea el de mult, că nu cred că o să se rupă. Treabă serioasă! Deci au împachetat ăștia neonul super maxim. Am scos până acum 20 de șuruburi și mai am încă 5. Deci încă 5 șuruburi. Și o să vedeți semnele de neon. 4. 3. Imediat 3. Deja mi-au înghețat mâinile. Îmi las mănuși. Șurubul numărul 3. Și acum o să vă iau la plimbare și o să vă arăt cam cum arată semnele de la neon, să vedeți cum e împachetat. Popsibility semnul pachetat și On Air. Poate că vin din partea asta e mai ok. Deci l-am împachetat super. Și factura pe Popsibility și semnul de dat, super fain semnul. Foarte profesionist făcut. Foarte fain. Ce ziceți? Ei, ce ziceți? Le băgăm în priză? Dacă da, stați în continuare pe canal să fac o încercare pe priză. Pa! O să aibă asta un efect la podcast, la On Air. On Air. Super! Și astea fiind spuse, vă las cu semne de la neon. Pa, pa! Și asta este reclama de la Popsibility. Să vă arăt cum arată iluminată. Foarte faină.